Bună ziua! Bun găsit la o nouă emisiune Oameni Fai la Brașov. Sunt Cristi Florea, iar astăzi vom vorbi despre administrația județeană. În acest sens, l-am invitat aici în studio pe domnul Ciprian Sterpu, vicepreședinte la Consiliul Județean Brașov. Bună ziua, domnule Sterpu! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu că ați acceptat! Sunteți de câteva luni, cam trei, nu? Trei luni s-au împlinit noul vicepreședinte. Așa este, acum aproximativ 3 luni de zile, pe 19 iunie mai precis, în momentul schimbărilor pe care a trebuit să le facem și noi, cu plecarea președintelui Adrian Veștea la Ministerul Dezvoltării, cu atribuțiile pe care un vicepreședinte le-a primit pentru a deveni președinte, în speță domnul Șerban Todorică, atunci colegii din Consiliul Județean au considerat că eu trebuie să fiu, am tras paiul scurt și eu trebuie să fiu cel care să finalizeze acest mandat din postura de vicepreședinte. Ce atribuții aveți? De cele mai importante atribuții pe care le-aș menționa sunt spitalele. Am cele 5 spitale din subordinea CJ-ului în atribuții. Am în protecția copilului, deci avem DGASPC-ul, direcția de pază și ordine. Deci ce e mai greu? Nu neapărat ce este mai greu, pentru că toate activitățile de Consiliul Județean sunt solicitante. Bine, spitalele și direcția copilului chiar sunt două instituții destul de... Da, unde chiar avem proiecte importante pe care trebuie să le finalizăm, proiecte mature, dar intenționăm, deja am și depus alte proiecte și să continuăm ritmul impus de președintele Adrian Veștea. Spuneam că avem paza și ordinea, muzeele, școlile speciale, deci avem o activitate importantă. Da. Față de domnul Zoltan, aveți ceva în plus? Mai multe? Nu. În momentul în care am început acest mandat, am stat la aceeași masă și am redistribuit atribuțiile. Până la urmă și vicepreședintele Zoltan, zonarea, de exemplu, drumurile județului, unde avem foarte multe proiecte în implementare și e foarte mult de muncă și foarte mult de alergat. Cred că sunt atribuții echilibrat împărțite și facem față cu brio amândoi. S-a terminat construcția aeroportului, se zboară de la Brașov. Acum, care sunt următoarele proiecte pe care mari, mă refer de infrastructură mare? Proiectele mari la care, în primul rând, ne raportăm în acest moment sunt cele care țin de drumurile județene. Nu uitați că suntem foarte aproape să începem lucrările, nu noi, ci firma câștigătoare, lucrările pentru DG102I, celebrul deja Brădet Doftana, această variantă care va fi la Valea Prahovei pentru traficul ușor. De asemenea, vă spuneam că sunt câteva proiecte mature pe care anul acesta va trebui să le terminăm, pentru că există și o presiune de ordin financiar. O dată ce termin proiectele, faci recepția, faci ultimele plăți, apoi poți merge să-ți recuperezi acești bani și sunt sume importante pe care le vom putea recupera pentru, din nou, drumul de țene foarte importante. Continuăm proiectele în spitale, avem foarte multe proiecte pe spitalele județului Brașov și vom depune în continuare proiecte. În ce privește drumurile, aveți o prioritate pentru legăturile, nu știu, dar cu localitățile care sunt mult mai vizibile, care au obiective turistice, gen Viscrim, gen, nu știu, Rupea? N-aș numi o prioritate. Există, în primul rând, această dorință de a moderniza foarte multe drumuri județene care sunt căi de legătură cu alte județe. Adică trebuie să finalizăm modernizarea pe care o avem pe partea cu județul cu Mureșul, pe partea aceea, deci pe Rupea, pe zona Rupea. Drumul de sub munte a fost finalizat, știți că am făcut recepția 50 de kilometri. La fel discutăm de modernizare care ducem până la granița cu Covazna. Dacă am vorbit de Brădet Doftana, acolo vorbim de limita cu Prahova. Deci sunt foarte multe drumuri care deja converg către centrul județului și care ne vor lega de județele învecinate. Da, sunt multe proiecte, dar cum stă Brașovul la capitolul împrumuturi? Care este gradul de îndatorare? Gradul de îndatorare este... Nu suntem la maximul gradului de îndatorare. Cât? Aprobat. Depinde un pic, pentru că noi chiar acum lucrăm la acest împrumut pe care l-am votat în Consiliul Județean și pe care dorim să-l luăm. Și am înțeles că e un împrumut destul de mare. Și care, da, e un împrumut destul de mare, dar e un împrumut care va fi folosit tocmai pentru a plăti toate proiectele care sunt la maturitate și pe care le vom finaliza, pentru a primi foarte mulți bani. Ca să dau o explicație foarte simplă, dacă vom reuși să plătim proiecte și să finalizăm și să plătim către prestatori proiecte care merg undeva până în 60 de milioane de euro, noi estimăm că la începutul anului următor vom putea să recuperăm aproape 100 și ceva de milioane de lei. Dar până la acest proiect, gradul de îndatorare? Suntem sub 20% în acest moment. Ok. Și cu
noul proiect, ne vom apropi undeva la 30? Nu vom merge la 30. Nu vom merge la 30. Pentru că 30% n-ai. Nu vom merge la 30 și eu vă spun că oricum surse de finanțare alternative încă mai există. Noi de altfel avem și o experiență foarte bună din trecut de identificarea unor surse de finanțare care să fie avantajoase pentru bugetul județului nostru. Și eu am speranța că în continuare echipa care e la Conștiințean va găsi cele mai bune astfel de surse, astfel încât să ne împrumutăm cât mai puțin și să facem cât mai multe proiecte. Da, la capitolul sănătate, ce ați finalizat, ce mai aveți în vedere? În acest an vom finaliza tot ce înseamnă eficientizare energetică, inclusiv partea pe care ne-am asumat-o noi la Spitalul de Copii. De ce spun pare pe care ne-am asumat-o noi? Pentru că proiectul a fost un pic mai mare, pentru că am dorit să obținem și autorizarea ISU în momentul în care vom finaliza. Era vorba de învelopare, eficientizare energetică și alte chestiuni de acest gen. Bineînțeles că discutăm despre noul spital de neuro, care e un proiect pe care în acest moment îl gândim, ne apropiem de faza de studiu de fezabilitate. Maternitatea, corpul nou, clădirea va fi și ea finalizată în acest an și vom face recepția acum la final de septembrie, deci iată încă un proiect. Discutăm despre noul spital pe care l-am preluat CFR și unde va trebui cu siguranță să gândim un proiect, pentru că și el este la o situație de reabilitare necesară pentru a duce la nivel de 2023. Spitalul Tractorul, pavilion, sau cum se numește, nu pavilion, care e o denumire, nu mai rețin. Oricum, Spitalul Tractorul, de cine aparține? Nu ține de Consiliul Județean. Deci nu aparține de Consiliul Județean? Nu aparține de Consiliul Județean, nu. Pentru că ne-a trimis la redacție astăzi niște poze și a văzut un dezastru acolo. Toalete, vas de la toaletă aruncat prin curte, o mizerie, rugină peste tot. Fără scuza pe oricine, există în continuare o situație la nivel de spitale. Chiar dacă s-au investit foarte mulți bani în ultimii 6-7 ani, din cunoștințele mele, sume foarte, foarte mulți bani, încă mai sunt lucruri de făcut. Apropo de sănătate, am mai depus un proiect, de fapt toate cele 5 spitale din subordinea Consiliului Județean au depus un proiect pentru digitalizare. Vor putea lua o sumă de maxim 1 milion de euro pentru a-și aduce la zi tot ce înseamnă parte de rețelistică, dotări, inclusiv software medicale, inclusiv software-uri care pot lega software-urile medicale, astfel încât să avem această bază de date comună pe care o clamăm de foarte mult timp. Aparatura există. Medici avem, personal, cum stăm la capitolul resursă umană? Să știți că aici începem să avem o problemă din ce în ce mai mare și nu doar noi, Brașov, în general, în România avem o problemă din ce în ce mai mare. Lucrăm chiar zilele acestea la tot ce înseamnă actualizarea strategiei sectoriale pe sănătate. Pentru că a venit pandemia și ne-am lămurit că toată chestia de pandemie a schimbat un pic comportamentul pacientului în România, dar și felul în care se raportează sistemul la pacient. Și atunci a venit cu actualizare și una dintre lucrurile la care am zăbovit destul de mult este tocmai acest aspect. Avem vulnerabilități în sistem legate de anumite specializări medicale. Avem acest lucru. Avem o altă vulnerabilitate care ține de îmbătrânirea accelerată a medicilor de familie, deci vârsta medicilor de familie din ce în ce mai ridicată. Și sunt niște vulnerabilități, sunt niște lucruri care în viitor ne vor da poate de cam din ce mai mari. La capitolul învățământ, cum sunteți? Noi avem doar școlile speciale în subordinea directă a Consiliului Județean, dar pentru că am fost solicitat și ne-am implicat pe partea de depunere de proiecte, avem două proiecte pentru echiparea cu microbuze electrice, deci microbuze verzi, pentru școlile din județ. Un proiect a fost semnat chiar acum aproximativ 10 zile la Ministerul Educației. E vorba de 30 de milioane de lei cu care vom cumpăra 27 de astfel de microbuze verzi. Ele vor merge către 26 de localități. Singura care va obține două astfel de microbuze este Tărlungeniu. Noi am colaborat cu inspectoratul, eu am făcut acest clasament al priorităților. Și tot pe această linie am depus un proiect și la Administrația Fondului de Mediu, chiar în această săptămână în care l-am semnat pe primul de care povesteam. E vorba de 25 de milioane de lei. Și suntem foarte optimiști că vom obține finanțarea, pentru că acolo criteriul este primul venit, primul servit și suntem numărul 3 pe țară la proiecte depuse. Domnule Stepu, știu că sunteți mai proaspăt intrat acolo în Consiliul Județean, dar de ani buni tot intru în clădirea unde funcționează Consiliul Județean și Prefectura și mă uit în curtea aia de acolo, din interior. Arată deplorabil, rău de tot. Adică chiar nu se pot planta măcar niște flori acolo sau, nu știu, să fie pus un gazon.
Adică de ani văd aceiași niște copăcei obosiți, n-are niciun Dumnezeu nimica curtea aia. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă noi am reușit să devenim proprietari ai clădirii, acest palat. Bine, acum niște semințe de flori acolo, cred că... Da, dar la stat, vreau să vă reamintesc, la stat regula este extrem de simplă. Nu poți investi acolo unde nu ești proprietar. Este o regulă pe care mi-aș dori ca toată lumea să o ține în acest... Era statului român pe deci doar pe statul, noi, da. Și noi și prefectura eram acolo, nu chiriași, dar eram cu drept de administrare, dar nu proprietari. Acum, în schimb, am devenit proprietari de nu foarte mult timp și există în acest moment o intenție de a atrage o sumă importantă pentru a reabilita această clădire, care, să nu uităm, e de la 1902. Deci este o clădire de patrimoniu istoric, este o clădire care ne mândrim cu toții pentru că este frumoasă. Și cred că o parte din această reabilitare va fi și acestui spațiu, acestei curte interioare de care spuneți noastră. O altă problemă pe care am observat-o la intrările și ieșirile din oraș, din județ. Arată, sunt frumos județ, frumos oraș Brașovul, dar când să ieși, arată deplorabil tot. Când o să, nu știu, să schimbați un pic sigla aia de acolo, că e comunist, arată ca în anii 60. Nu mi-aduc aminte exact anul în care aceste intrări în județ au fost gândite din punct de vedere arhitectural. Cu siguranță au vreo 40-50 de ani. Nu au atât de mult. Știu că au fost făcute pe timpul fostului președinte Aristotel Căncescu. Deci nu au atât de mult. Nu, vopsite probabil. Nu, că... nu, ridicate cu tot, cu proiect, cu tot, cu arhitectură, cu tot ce s-a gândit atunci. Acum, dacă ele nu arată la nivel de 2023, eu cred că ar trebui să ne aplicăm și asupra acestei probleme. Nu, ar trebui, pentru că mergem și noi prin alte județe și ne uităm. Eu ce măcar pot... să fie vopsite dacă nu le schimbați cu totul. Ele fiind pe drumurile județene, nu mi-am dat atribuții mie, dar din discuțiile la care am participat, cred că ele, la nivel de maxim un an de zile, vor primi o nouă față. Da, să rămân tot la Consiliul Județean, numai să trecem un pic mai spre Atop. Știu că ai fost acolo, nu cred că îți place subiectul că îl deschid acum, dar s-a discutat ultima perioadă și știm cu toți au fost cazurile cu fata care a murit din cauza drogurilor, a mai fost problema de la Constanța, când la fel au fost doi călcați cu mașina de un tip care a consumat droguri și a fost un scandal care a ținut paginile ziarelor mult timp, încă le mai ține și vreau să știu că acum am văzut la ultima ședință, am înțeles că erau toți ocupați de problema asta. Dar până acum unde au fost cei din Atop? Adică da. În totul județul Brașov știa toată lumea că se consumă, știm foarte bine, se aude pe la școli, că se împart droguri la copii. Subiectul drogurilor nu a fost abordat în Atop Brașov. Și atunci probabil ai fost și tu acolo, că erai în Atop. Cel puțin de când sunt eu în Atop, din 2021. N-a fost abordat. Subiectul a fost abordat. Este da? Adevărat. Am discutat despre chestia asta. Bine, inclusiv subiectul... dar ce s-a făcut concret? Pentru că dacă am ajuns deja să înceapă să moară persoane din cauza asta... Într-adevăr, în acest moment avem o situație mult mai sensibilă în care foarte multă lume deja a început să zice din sprânceare când aude de droguri și de efectele lor asupra comportamentului unor concetățeni. Mă mir că cei din jandarmerie, poliție sau care mai sunt pe acolo, care na, cât de cât nu au luat legătura cu inspectoratul școlar. Am discutat cu domnul Valentin Bucur, care chiar aici în emisiune mi-a spus că a avut câteva cazuri bune de copii cu probleme din cauza drogurilor. Ca să spun... Organismul ăsta, un organism bine, cu rol consultativ, ca să ne înțelegem. Okay. Eu personal aș desfința, pentru că, din punctul meu de vedere, doar sunt niște membri care iau bani și cam atât, că ce spune acolo nu contează, pentru că e consultativ. Dacă era o chestie, o putere decizională, da. Dar... este cu rol consultativ. Eu l-a desfințat mâine, pentru că să ai niște probleme grave și să te trezești acum în ultima clipă că vezi, Doamne, avem și noi probleme cu drogurile și e mai grav, păi, până acum. Și repet, nu mai ești acolo, știu că nu mai ești. Nu e vorba de asta, că nu aruncăm cu noroi că nu mai suntem acolo, că nu se știe niciodată în viață unde poți ajunge și unde poți face bine din nou. Dar să de Atop, vreau să spun o poveste, că noi n-am povestit niciodată despre Atop, deși știu foarte clar punctul nostru de vedere și nu numai noastră. Al tuturor. Atopurile când s-au înființat a fost o cerință de preaderare a României la UE. Ideea de Atop, foarte scurt exprimată, era de umbrelă civică care să stea deasupra instituțiilor de forță.
Adică, până la urmă, și poliția, și jandarmeria, și alte instituții să răspundă în fața cuiva. Da? E, în momentul în care s-a aplicat această idee și s-a transpus în legislație, cred că cineva a zis, nu, stop până aici. Și s-a făcut această struță cămilă. Aceste structuri care au rol consultativ, nu au statut juridic, corect, dar fără de care anumite activități nu pot merge înainte. Și vreau să dau un singur exemplu. Președintele ATOP-ului trebuie să semneze indicii de performanță și raportul poliției la final de an. Da, tare. Dacă nu o face, e un semn de întrebare. Sigur că în general o face, dar sunt niște lucruri care se putea rezolva. Singura structură care are statut juridic la nivel de ATOP este ANATOP-ul, Asociația Națională a Topurilor, dar care din păcate nici ea nu are funcționabilitate. Deci nu este o structură. Este o asociație a topurilor. S-au gândit tocmai pentru că nu puteau face absolut nimic. Bine, acum dacă strâng pe problema drogurilor, pentru că vreau să atingem acest subiect, eu vreau să spun o chestiune la care am fost cu toții de acord. Povestea cu drogurile intră într-o lege a tăcerii. Nici o școală din Brașov, de exemplu, nu vine și spune care are probleme cu drogurile în școală. Și totuși, vorbim de domnul conduce. Valentin Bucur de la ISJ spune că au fost raportate. Sunt vreo 20 de cazuri. Deci, până la urmă, nu niște informații. S-a raportat, nu-l cunosc. Poate s-a fost raportat de către părinți. Poate au raportat alți copii. Nu știu cine a raportat. Ideea că au fost 20 de cazuri în școală din Brașov, ceea ce mi se pare destul. Destul, dar se pare că fenomenul este, deci mult mai... Deci Codlea, undeva la Făgăraș, dacă nu mă înșel, acolo posibil să... Dar sigur, Codlea și Brașov. Deci vorbim de 3 localități cu vreo 20 de cazuri într-un an? Cel mai grav caz a fost la Prejmer. Fata aceea care a murit mergea la școală la Prejmer. Da, era la școală la Prejmer, da. Dar abia transferată, doriți... și aici e o problemă, pentru că abia a fost transferată. Corect. Dacă doriți să înțelegeți care este impactul real al problemei drogurilor în acest moment, întrebați tinerii care frecventează liceul. Și veți avea... Da, mi-au spus destul, tocmai aici e problema, că văd că parcă nu ascultă nimeni răspuns... și parcă nu mai stau... Avem servicii, avem DICOT, avem... Dar parcă nimeni nu stă să discute cu acești copii. 8 angajați are antidrogul. Știu, există și problema asta. 8 angajați. Dar nu sunt nicio de vină, eu de asta protestat să și impozite Gorghiu, cu firma mea. Doamna ministru Gorghiu a anunțat, colega mea de partid, cu surle și trâmbițe, că mai angajează încă 25 de codul la nivel de național. De-ar fi angajați. 25. Și repet, de asta plătesc prin firma pe care o am. Plătesc taxe și impozite să avem polițiști, să avem sănătate și multe altele. Pentru asta... Da. Plătim noi, cei care oamenii avem respectivi, toți oamenii, toți oamenii plătim impozite. Și au spus următorul lucru. Că în acest moment aresturile sunt pline de dealeri. Așa e. Cărora li se dă drumul înapoi. Că toată partea asta de năsprire a legislației pe partea de droguri, trafic de droguri, s-a făcut în România doar în ultima perioadă. Vorbim de maxim 2 ani de zile. Vorbim de România, o țară care tratează drogurile cu foarte mare ușurință. Presa românească vorbește despre anumite droguri, spunându-le droguri ușoare. Nu există droguri ușoare. Există droguri și atât. Nu, eu știu că presa vorbește de droguri de risc, de mare risc. Nu, poliția vorbește de drog. Dacă nu căutați... Și presa preia din ce spune poliția. După aceea, încă se mai folosește expresia uzuală, droguri recreaționale. Știți cum se numește pauza dintre ore la școală? Se este de al de Tudor Benga, care a și povestit pe Facebook că a consumat etnobotanice și iarbă. Poate o fi în stare el să vorbească. Eu personal nu văd un om întreg la minte să vorbească despre lucrurile. Eu cred că cei care s-au lovit de fenomen înțeleg că drogurile sunt o problemă. O problemă care începe să ne afecte din ce în ce mai tare. Pentru că nu suntem... naiv să credem că cineva care se droghează la el acasă, în intimitatea propriei locuințe, rămâne doar la el acasă. Nu, iată că se urcă la volan, iată că merge prin cluburi, prin discoteci, mai are un pliculeț este un exemplu pozitiv și altora. Sunt mulți prinși la volan, mai ales la Râșov. Râșov, da. Cred că e campion. Da. Dar ca să mai revin un pic la top, că îmi stă așa un pic... Vă stă de mult, m-ați prins. Stă de mult. M-am prins acum. Că tot vorbim acolo, văd oameni, văd din poliție, văd din Consiliul Județean, dar văd și de societatea civilă. Numai că cei din societatea civilă sunt numiți tot de politicieni. Cum vine asta, domnule Sterpu? Că eu nu pricep, poate
Nu înțeleg eu mișcarea, că cei de la USR, de exemplu, consilierii județeni USR, au transmis un comunicat de presă, deci să ne înțelegem, comunicat de presă au transmis presei, așa, jurnaliștilor, prin care le spune că ei au desemnat-o pe una dintre... Pe una dintre au propus, pe un membru, poate, n-au formulat cum trebuie. Nu știu, au propus, eu vă zic ce au spus. Că ei au fost cei care au trimis-o într-un fel... Au propus-o pe colega din ATOP. Dar nu trebuia să propunem noi, brașovenii, de ce partidele? Adică ori vine din societatea civilă, ori de ce nu spune societatea politică atunci? Pentru că probabil că dumnealor au considerat că sunt exponenții unei zone din această parte a societății civile. Da, aici și voi ați greșit pentru că ați fost de acord. Voi toți consilierii județeni, pentru că ați acceptat chestia asta. A fost o propunere și s-a considerat că faceți pe viitor, ca și sfat. Ok, organizați un concurs care vedeți cine, un sondaj. Cine merită să ajungă acolo? E simplu. Ca să nu mai fie probleme să vină să meargă acolo oameni numiți politic. Nu e ok, nu e regulă. Mai ales dacă ei ar trebui să reprezinte societatea civilă. Corect. ATOP-ul poate că ar trebui să fie... Sau să nu mai fie. Sau să nu mai fie. Dar trebuie să fie poate reprezentat. Cât va exista? Va trebui să fie reprezentat într-o proporție mult mai mare de persoane din această zonă a societății civile. Corect, sunt corect, pentru că ei sunt din toate categoriile. Luată câte o persoană din învățământ... Atâta timp cât pot dovedi persoanele care vin la ATOP că au un interes al comunității cu subiectele care le aduc acolo pe masă, sunt binevenite. Dacă subiectele derapează într-o zonă a interesului personal, nu mai contează că ești politician, că ești ONG-ist, că ești polițist. Dacă ai un interes personal, deja subiectele derapează într-o altă zonă. Să trecem de la administrație la politică. Sunteți reprezentantul PNL. Sunteți purtător de cuvânt? În concediu deocamdată, că n-am nominalizat pe altcineva, dar e funcția pe care am în acest moment, nu mai lasă timp să mă ocup și de alte activități. Asta este adevărul. Eu încerc să, și noi încercăm să identificăm un alt coleg sau altă colegă care să mă înlocuiască până în momentul în care eu voi vedea ce fac mai departe. Ce obiectiv și-a fixat PNL-ul? Să ia campionatul, să... ca să vorbim la fotbal. La Brașov în 2024 vom lua campionatul la alegerile locale. Eu n-am nici o mică îndoială că PNL va rămâne principalul partid din județul Brașov. Adică luați și europeanul și mondialul? La europene nu știu. Europenele sunt primele. Europenele vin pe vot național, vin pe val național. Acolo nu mă aștept la un rezultat extraordinar pentru noi de data aceasta. Dar la locale nu ascund că avem speranțe întemeiate și argumentate prin echipă, prin proiecte, prin liderul de la județ, prin Adrian Veștea, să scoatem un scor politic care să ne mențină pe prima poziție la nivel... La județ, dar la municipiu? La municipiu este și aici o sensibilitate, pentru că uitați că la municipiu, în acest moment, organizația este într-adevăr slăbită. Da, eu vreau să spun... Mi se pare că nu mai aveți nici prea mulți lideri pe acolo. Există. Sunt cam invizibili. Și eu nu mai înțeleg nici chestia. Eu, sincer, aveți viceprimar. Avem viceprimar. Da. Cu atribuții, mult diminuate. Da, are mult diminuate. Ok, de ce mai stă acolo dacă le are diminuate? Pentru că eu, ca partid, nu știu dacă vă ajută foarte mult. Că nici nu puteți foarte mult să atacați zona asta de primărie, pentru că aveți om acolo, e clar. E undeva așa, dar nici domnul Rusu nu poate să facă mare lucru pentru că nu are atribuții. Opinia mea sinceră este că nu poți face opoziție când ești și partea executivului, este foarte ciudat. Asta vreau să zic, nu ai nicio șansă. Nu poți să te... Repet, s-a pus vreodată în discuție demisia domnului Rusu din primăria Brașov? Eu sunt sigur că domnul Rusu are un plan de care se ține și eu sper la final să obțineți rezultate. Pe planul care? Stă până la finalul mandatului și n-a rezultat nimic pentru brașoveni. Care-i planul? Că nu? N-aș spune că n-ar... Păi ce rezultat? Eu n-aș spune asta. Gândiți-vă că cele mai importante proiecte din acest mandat sunt proiecte începute de pe timpul în care primăria... Aia e alta discuție, eu vorbesc de acum, de perioada asta. Dacă nu are atribuții, deci nici nu poate să facă ceva. Domnul Forea, continuitatea în proiecte cum rămâne? Cine se ocupă de acele proiecte începute pe timpul în care PNL era vioara întâi în Consiliul Local și primar era pe vremea aceea independentul George Scripcaru?
Adică alea niște proiecte de care acum Coliban se ocupă. Primarul Coliban acum se ocupă. N-aș spune că se ocupă chiar. Păi îl vedem în poze peste tot la toate proiectele, nu văd pe domnul Rusul, văd pe domnul Coliban. Și fără o prezență activă a colegilor liberali în Consiliul Local, în Consiliul fără, local voce, ceva. Eu fără să voce zic. Și în executiv, aceste proiecte, care înseamnă sala polivalentă, continuarea noi. Nu trebuie să fii viceprimar ca să fii vocal în Consiliul Local. Da, dar trebuie să fii vocal în executiv. Și cu ce îl ajută? Păi tocmai spuneam că aceste proiecte devin realitate, brașovenii câștigă cu asta. Păi devine realitate, tot primarul Coliban iese cu ele. Și atunci, haideți să mergem în scenariul celălalt. Dacă domnul viceprimar Sebastian Rosu își dă demisia și nu mai este viceprimar... Și poate să facă opoziție. Ok. Concretă. Și dacă alături de această opoziție se mai atașează încă un partid care va face o opoziție nu tocmai constructivă, ce se întâmplă cu proiectele Brașov? Mai este un singur partid. La acela m-am și referit. Ce se întâmplă cu proiectele Brașovului atunci? Eu nu cred totuși până acum, când aud chestia asta și nu la PNL, deseori aud în partea de USR că, domnule, că nu votează PNL-ul și PSD-ul proiectele Brașovului. Am văzut multe de ele votate, atât de PNL, atât de PSD, da? Și au ajuns în instanță și au pierdut primăria în instanță. Iar consilierii vor trebui să răspundă pentru ceea ce au votat. Pentru că a fost un proiect făcut pe genunchi. Haideți să vă deci, spun și dumneavoastră. Deci, sunt îndreptățite cele două partide de multe ori să refuze să voteze anumite proiecte, pentru că nu înseamnă că toate proiectele USR-ului sunt bune. Eu vreau să folosesc următoarea expresie. Am mai folosit-o odată la mine acasă, la Săcele, când eram consilier local. O să spun și aici. Nu se poate face administrație cu sulan coaste. La ce mă refer prin expresia asta? Când tu vii doar cu presiune din partea unor ONG-uri sau unor brașoveni pe subiecte care sunt de interes pentru tine... Dar de ce nu i-am văzut acum cu presiune la când a retrogradat FC Brașov? Eu nu am văzut presiune. Chiar vreau să dau acest exemplu. Dar de ce nici... Dar țineți minte ce presiune a fost? Dar n-am văzut nici de la PNL, nici de la PSD pe cineva să iasă în stradă să spună, domnule, ați retrogradat o echipă. Dar țineți minte ce presiune a fost în momentul în care s-a înființat acest club? Știu. Știu. Țineți minte cum erau cu ultrași în sală? Da. Ce amenințări au fost? Și unde sunt ultrași acum? Nu știu, am înțeles că... Unde este societatea civilă? Am înțeles că sunt fericiți că nu mai e FC Brașov, pentru că li s-a promis că de la anul poate vor fi FC Brașov. Întâmplător într-un an electoral li s-a promis chestia asta. Da. Eu nu înțeleg iar o chestie aici, pentru că Agenția Metropolitană, mai nou, este și acționar la FC Brașov. Iar directorul Agenției Metropolitane, mai nou, se ocupă și de FC Brașov. Am că este manager și acolo. Da, dar e foarte interesant. În Agenția Metropolitană sunt primare din județ, da? Da. Corect? Da. Ce interes au primare din județ să dea niște bani pentru o echipă care a mai și retrogradat pe deasupra? Îmi pun și eu întrebarea. Ce beneficiu aduce locuitorilor din comunele respective? Sau municipiile respective? O întrebare foarte bună. Da, ok, care nu mai are legătură cu nici cu PNL. Are legătură, că eu aș vrea să ofer un... Bine, dacă stau să mă gândesc, de PNL a fost pus acolo la Agenția Metropolitană și directorul Dragoș. Gândiți-vă în felul următor. Deci avem un director la Agenția Metropolitană, care cred că în acest moment, nu știu, ori trebuie să ne bucurăm că-l avem, ori trebuie să ne punem un mare semn de întrebare. Pentru că el, din câte am înțeles, are și o detașare de câteva ore în primăria Brașov. E multifuncțional. Acum este și manager la FC Brașov. Tot ce poate. Da. Am înțeles că, de fapt, Metropolitana este o agenție, dar mai e încă o asociație cu același nume. Da, exact. Da, corect. Deci unde e probabil că și pe acolo. Da, ia bași de acolo. Adică sunt niște chestii foarte interesante. Ori discutăm de niște oameni foarte capabili pe care vă sesizați? De ce nu vă sesizați? Să faceți niște sesizări la instituțiile de abilitate, pentru că voi aveți tot interesul, sunteți aleși de comunitate. Și apărați interesele. Ca să vă mai dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră de mai devreme, că ce interes au primările membre ale AMB-ului să bage bani în sport. Eu m-am uitat, nu de foarte mult timp, în statutul Agenției Metropolitane Brașov. Știți cum se iau deciziile în noua generală? Deși se spune că voturile sunt egale, adică o comună, de exemplu Hărman, are un vot cât municipiul Brașov, în schimb, hotărârea trece numai dacă ea este reprezentată prin voturi de da de UAT-uri care, însumate, au un număr de populație din zona metropolitană care se depășească 60%.
Mai da. Simplu spus, trebuie să voteze Brașovul în primul rând, municipiul, și apoi 1, 2, 3 din da, zonă, corect. Ca să treacă hotărârea. Dacă, de exemplu, municipiul Brașov nu votează ceva, iar toți ceilalți membri metropolitanei votează, în sumat ei nu îndeplinesc condiția de populație pentru a trece hotărârea de manera generală. Foarte interesant statutul respectiv. Da. E de analizat un pic statutul acela. Veți face alianță cu PSD-ul? Mă întrebați pe mine Ciprian Stăpâns sau mă întrebați pe mine membru PNL? Nu, reprezentat tu PNL-ul. N-ai venit pe persoană fizică aici? N-am venit pe persoană fizică aici, într-adevăr, dar răspunsul voi da pe persoană fizică, pentru că nu am un mandat din partea partidului să răspund la întrebarea asta. De nu știu, adică s-a discutat vreodată până acum? Oficial nu există niciun fel de astfel de discuții. Eu cred că subiectul oricum va produce niște... Dar o alianță cu USR-ul aveți, nu? Da, ea e din 2020. Ea funcționează. Pe jumătate. Funcționează. Jumătatea care trebuie, din punct de vedere, funcționează. Aia de la județ. E jumătatea plină e la județ, jumătatea goală e la municipiu. Eu tot nu pricep. Cum funcționează înțelegerea asta? Avem o înțelegere, dar la județ funcționează, la municipiu nu. La municipiu ne dăm la picioare, la județ totul e brice. Întotdeauna o alianță ține foarte mult de liderii respectiv, cum înțeleg ei să o pună în practică. Dacă la nivel de consiliu județean a existat mai multă înțelepciune între grupurile PNL și USR, mai multe discuții. Am fost lider de grup, am discutat foarte mult cu liderii de la USR. De la Pro-România sau la PSD nu erau? Păi, nu știu, dar în 2020 de acolo s-a plecat. Eu cred că poate și PSD-ul aștepta la un moment dat să fie invitat într-o formulă. Dar dacă noi avem în acest moment... Aștepta și Pro-România, sunt sigur, nu numai... Sunt sigur de asta, dar în acest moment asta este varianta și eu cred că vom finaliza acest an politic și acest mandat de 4 ani la județ în actuala formulă. Da, mișcări pe scena politică din Brașov. Am înțeles că un fost liberal s-a întors la PNL, este vorba de Radu Paul, este consilierul domnului Todorică Șeban. Nu știu la ce ne vă referiți, că avem mai mulți colegi care s-au întors. S-au întors mai mult, nu? Bine, unii s-au întors de la PSD sau s-au întors pe partea cealaltă. Nu-i nici fie, trăim într-o țară liberă, într-o Uniune Europeană. Deci îl aveți la PNL pe domnul? Din cunoștințele mele, eu nu știu chiar să fie membru PNL în acest moment. Dar știu de acel moment în care a fost anunțat ca fiind consilier personal al domnului președinte pe probleme de business, pentru mediul de afaceri, cu legătură, dar eu nu știu ca el să fie revenit în organizație. A, deci nu este, i-ați întors spatele într-un fel. Nu cred că i-a întors nimeni spatele, eu cred că primul care a întors spatele la momentul în care a plecat a fost chiar Radu Paul. Cu tot respectul și simpatia pentru el, este un om agreabil, a fost un coleg, ce puțin pentru mine, poate așa a fost agreabil, să mă întorc spatele. În momentul în care a plecat, el nu a plecat chiar în cea mai bună ipostază. Și poate că acel moment încă nu s-a vindecat într-o organizație municipală Brașov. Și cred că acolo poate ar mai fi un pic de lucru. Da. George Scripcaru mai este membru la PNL? Din cunoștințele mele, da. Și vine la ședințe? Nu. Nu. Da, ale PNL-ului nu. Nu? Pe de asta că văd foarte des la ședințele PSD. Până la urmă, cum e membru la voi și merge la ședințele PSD? Cred că până la urmă și domnul Scripcaru trebuie să o tărască la ce ședințe merge și unde e cu sufletul. Poate că... Cu sufletul la PNL, cred că a rămas. Poate că... Și mulți alții, probabil. Sau la primărie. Poate că e momentul ca și dumneavoastră să o tărască. George Scripcaru rămâne un exponent al politicii brașovene din ultimii, poate, 15-20 de ani. Mie mi-ar plăcea să văd un parteneriat solid și reconstruit între cei mai importanți doi oameni politici pe care i-a avut Brașovul în ultimii 15-20 de ani, Scripcaru și Hadi Vâștea. Cu precizarea că în acest moment, conform sondajului pe care noi le avem la PNL și a oricărui discuții din zona asta de studiu sociologic, Adrian Veștea poate câștiga și Consiliul Județean, și Primăria Brașov, de fapt orice bătălie politică în care se va înscrie. Apropo de sondaje, tocmai spunea cineva din zona USR că nu e adevărat, că domnul Coliba stă cel mai bine. Îmi pare rău, dar sondajele dumnealor nu cred că reflectă realitatea. Veți prezenta aceste sondaje? Să vadă și Brașovul. Noi nu am sondat la nivel de municipiu decât calitativ. Calitativ însemnând diferența între calitativ și cantitativ este că n-am întrebat despre voturi, am întrebat despre așteptări, despre vulnerabilități, despre ceea ce își doresc brașovenii în general să întâmple în municipiul lor. Rezultatele sunt bune și percepția este bună. De exemplu, acum cu finalizarea aeroportului este clar că este omul momentului. Și probabil că stă cel mai bine dintre toți. Și să nu uităm că Adrian Veștea în acest moment este Ministerul Dezvoltării, este ministerul care are cele mai multe proiecte. Da, dar în același timp poate
aș fi pierdut un pic contactul cu Brașov. Nu există ceva. Adrian Vește este în Brașov, în județ, în fiecare săptămână, câte două zile pe săptămână minim. Da, dar nu mai este zilnic. Nici că atunci când era președinte, nu cred că era zilnic. Pentru că activitatea de executiv îți mănâncă foarte mult timp. Adrian Veștea nu este un om care să fie rupt legătura cu județul sau cu viața politică din Brașov. Iar acolo unde se află, ne reprezintă pe toți și este un motiv de mândrie. Până la urmă, când a mai avut Brașov un ministru într-un guvern care să aibă atât de multe proiecte pe mână, să ne reprezintă pe toți. Bă, Adrian Veștea nu e genul care... Bă, la PSD, că au avut și ei miniștri. Bine. Vă 2-3. A avut pe domnul Niță, la și sper să mai și sper să mai avem brașoveni acolo, pentru că fără brașoveni acolo nu pot susține activități. Și care este în continuare angrenată la nivel central și este o voce importantă la nivel de adică a spus și ea este destul de ok ca ministru. Eu n-am vrut să supăr pe nimeni cu afirmația mea. Dar una este să ai ministrul dezvoltării. La unii o să se simtă că nu a făcut prea multe și o să se simtă unii să se simtă când văd cum arată localitățile pe care le păstoresc, nu se simtă când avem un ministru al dezvoltării în pixul căruia poate sta chiar și bunăstarea locuitorilor tăi. În sensul în care dacă faci proiect, te duci la el, ți-l semnează și îl pui în practică. O ultimă întrebare, domnule Stercu. Candidați la primăria Săcelea? Da, cu siguranță voi candida la primăria Săcelea. Eu am și afirmat că singura mea doleanță politică și primul meu scop administrativ este să câștig primăria orașului în care m-am născut, în care am locuit, în care trăiesc, în care am firmă, în care plătesc taxele și în care... Ați realizat un sondaj acolo la... Nu am făcut un sondaj de opinie, dar am în vedere că... Veți face pe viitor? Cu siguranță vom face. Este un municipiu important pentru PNL și în față de... Asta e, cred că, diferența majoră de abordare la noi. Dacă în 2020 a fost o situație și de avarie, cu o ruptură a organizației PNL Săcele și o candidatură, până la urmă, în care am sperat să scoatem cât mai mult, am fost la 300 de voturi de actualul primar. Am luat 9 consilieri locali și, în acest moment, PNL Săcele și primăria municipiului Săcele este foarte important pentru noi. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. A fost domnul Ciprian Stercu, vicepreședinte la Consiliul Județean. Sunt Cristi Florea. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și nu uitați să urmăriți în continuare Transilvania 365.